Un cetățean este anchetat de autorități după ce a fost descoperit faptul că s-a vaccinat anticovid de cel puțin 87 de ori. Bărbatul de 61 de ani a fost în mai multe centre de vaccinare, ajungând să se imunizeze de până la 3 ori pe zi. Un cetățean german este anchetat de autorități după ce a fost descoperit faptul că s-a vaccinat anticovid de cel puțin 87 de ori. Bărbatul de 61 de ani a fost în mai multe centre de vaccinare din statele est-germane, ajungând să se imunizeze de până la 3 ori pe zi în diferite centre, având un număr de 87 de vaccinări doar în statul Saxonia, informează adevărul.ro. Un membru al personalului unui centru din orașul Dresda a devenit suspicios când l-a cunoscut pe bărbat. Personalul a sunat la poliție și bărbatul a fost reținut. Bărbatul a reușit să nu fie identificat deoarece când ajungea într-un centru de vaccinare avea un document de imunizare în alb. După ce se imuniza, acesta ștergea paginile cu informații despre lotul de vaccin și le vindea antivacciniștilor. În Germania, peste 75% din populația eligibilă este complet vaccinată, în timp ce aproximativ 58% au primit și rapelul. Cifrele sunt mici, mai ales în statele din estul Germaniei, unde rata de vaccinare completă este de 64,5% în Saxonia.